Vineri, 17 martie, bărbatul în vârstă de 33 de ani a spart geamurile apartamentului în care locuia cu chirie și a pus foc în două camere. A plecat apoi ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Locatarii s-au evacuat din cauza fumului gros care le intrase în apartamente, iar pompierii au intervenit pentru lichidarea incendiului. Salvatorii au stins flăcările care au distrus în totalitate cele două camere. Pe fir au intrat polițiștii câmpulungeni, care l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore. S-a încercat internarea sa la psihiatrie, numai că, neavând un istoric pentru boli psihice, nu l-au primit. A fost prezentat instanței și a primit ca măsură preventivă arest la domiciliul părinților. Bărbatul este cercetat acum pentru distrugere, iar, dacă va fi găsit vinovat, riscă să ajungă în spatele gratiilor.